Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Oțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici. Like pe Facebook, ne aflăm din nou la Drobeta Turnul Severin, orașul copilăriei mele, așa cum am spus de fiecare dată în deschidere, când fac emisiunea aici de la frumosul oraș Drobeta Turnul Severin. Astăzi ne aflăm la sediul Partidului Social Democrat din Drobeta Turnul Severin, la sediul PSD Drobeta Turnul Severin, dar și la sediul PSD Mehedinți. Și alături de mine se află Maria Valeria Mitrache, proaspăt aleasă președinta organizației Tineret, Tineretul Social Democrat, a organizației municipale Drobeta Turnul Severin, TSD Drobeta Turnul Severin. Maria este o persoană care s-a implicat de încă de mică în ceea ce înseamnă viața publică. Tocmai am aflat că a avut și o emisiune pe care o să vorbim, o emisiune foarte, foarte frumoasă, încă de la 17 ani, după care a continuat cu zona de studiu, după care zona de administrație publică și iată acum acest pas către zona politică. Vom afla mai multe despre Maria Valeria Mitrache în această seară. Bună, Maria, și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și că, uite, facem emisiunea. Bună, Cătălin, bună seara tuturor și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine să mă invitați în această seară. Cu mare drag, să păstrăm așa formalitățile, vorbim cu Maria, Cătălin, mulțumesc pentru respectul reciproc. Care a fost, nu știu, ce te-a determinat să te implici în zona asta politică? În primul rând, după terminarea studiilor, am terminat facultatea la București, Universitatea București, m-am întors în orașul meu, în Drobeta Turnul Severin, pentru că aici era întreaga mea familie și am vrut că să mă întorc la casă, practic. Era doar de tine și ție, ți-era doar de ei? Să știi că da. Eu stăteam singură acolo și m-am gândit, de ce să stau singură, e singura acasă, eu singură acolo, am zis să ne reunim. Și m-am întors în Turnul Severin. Dar de ce ai ales filozofia, în primul rând? Că asta e... Am ales filozofia pentru că, în primul rând, în clasa nouă am ales filologia. Așa. Nu m-am regăsit în partea de matematică, fizică și am ales filologia. Așa. Tocmai povestisei. Am ales filologia, după care, pentru că mi-a plăcut să citesc, pentru că îmi place să și scriu uneori, am ales să învăț să fac mai mult pe partea asta. Cum a fost în perioada asta? Ce te-a fascinat foarte mult la zona de București și zona de facultate de filozofie? Dacă nu vă spune așa puțin, pentru că știu că tu mi-ai spus, am vorbit puțin și mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai scris acolo. În primul rând m-a fascinat orașul, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să vizitez orașe mari. Capitalele, am vizitat multe capitale din Europa, cei drept, dar nu vizitasem niciodată Bucureștiul. Spre rușinea mea. Și am ajuns după terminarea clasei a 12, după ce am dat bacalaureatul, am ajuns la București, într-un oraș complet necunoscut pentru mine, totul nou. Și am început ușor să mă descurc. Iar acum, după 6 ani de stat în București, pot să spun că știu cum știu Severinul. Foarte frumos. Vreau să mergem și la zona asta care mie îmi place foarte, foarte mult și anume am aflat că tu ai avut o emisiune aproape jumătate de an la Tele2 Drobeta Turnul Severin aici. În 2010, dar l-am fost în 2010, aveam doar 17 așa, ani. Despre ce era? Deci, uite, suntem colegi de emisiuni, adică ai făcut emisiuni, ai realizat emisiuni. Da, se numea foarte... Zodia Adolescenței. O meserie foarte frumoasă asta. Nu pot să spun că era meserie, că eram încă elevă, dar a fost ca un hobby pentru mine. Zodia? Zodia Adolescenței. Zodia Adolescenței, așa. Și despre ce era emisiunea? Despre adolescenți, tineri, despre problemele pe care aveau la vremea aceea tinerii, bineînțeles că nu era ce este acum, era cu totul și totul diferit. S-au schimbat lucrurile. Da. Între timp. Așa și... Acum ai pe TikTok, dragul. Se transmitea doar la televizor pe vremea aceea, nu exista YouTube, 2010. Nu exista Facebook, da. Exact, doamne, erau pe televiziune, nu intrau pe zonă, nici televiziuni naționale, dar aminte asta local. Exact. Și... Doar cam atât. Da. Și asta a durat 6 luni. Cam 6 luni, după care am trecut în clasa 12, m-am ocupat de școală. În zona atunci a fost, era director Adi Bidilici, care este actual director de GASPC Mehedinți și un prieten foarte bun. Îl salut pe această cale. Și un jurnalist excepțional, de care eu am auzit lucruri, numai lucruri bune, atât aici, cât și la Craiova. Deci, jos pălăria, Adi, un profesionist de săvârșit și eu respect și îl apreciez foarte mult pe Adi.
Da, apoi? Apoi ți-ai continuat studiile? Mi-am continuat studiile la București, cum am spus mai devreme, și după 6 ani de zile m-am întors într-o betată în SRE. Exact acum 5 ani. Exact acum? 5 ani. Când l-am cunoscut pe domnul primar Marius Crenciu și datorită dumnealui am ajuns în administrația locală. Domnul primar Marius Crenciu, îl salut de asemenea și respect foarte mult. Am făcut și emisiune și aici live pe Facebook și este președintele, în faptul că e primarul Drobeta Turnu-Severin, din punct de vedere politic, este președintele PSD Drobeta Turnu-Severin. Deci este omologul tău de la seniori. Da. Acest sprijin crezi că a venit și pentru faptul că tu lucrezi de ceva în administrația publică locală și ești o persoană care te implica foarte mult în zona asta și probabil că domnul primar a zis că e nevoie de tine și în zona asta politică și sigur prin girul colegilor și prin votul colegilor ai fost practic aleasă. Este... Eu lucrez la cabinetul dumneavoastră de 5 ani de zile, sunt șefa dumneavoastră de cabinet și da, am trecut prin multe campanii alături de domnul primar, de mai exact 5 campanii alături de domnul primar și de PSD, Drobeta Turnu-Severin. Toate cele 5 pot să spun că au fost câștigătoare pentru noi, inclusiv primăria. L-am susținut pe domnul primar când a candidat acum, în 2020, pentru postul de primar. Și, după cum știm, este câștigător al doilea mandat. Și consider că totul mi se datorează dinamic. Și muncii tale. Și muncii mele, dar inițiatorul în acest pas a fost dinamic. Ți-a plăcut întotdeauna să te implici și știu că ești pe un care s-a implicat și înainte să facă politică, ca să zic așa, în zona asta. Da, așa este felul meu. Îmi place să mă implic în cât mai multe activități. Nu mi-a plăcut niciodată să stau. Inclusiv la emisiunea respectivă, că despre asta e vorba. Era vorba de problemele adolescenților pe care tu le puneai în practică, în valoare și prin emisiunea respectivă găseai niște soluții, probabil, la acele probleme, la acea vreme. Astăzi, eu cred că dacă s-ar face o emisiune de genul ăsta, cu siguranță problemele ar fi altele. Și mergem și la zona, puțin la zona asta de teatru, pentru că iarăși am aflat, mi-ai spus că ai cochetat puțin și ai fost pasionată și de zona asta de teatru și am înțeles că chiar ai jucat pe scenă, adică foarte da, frumos. Chiar pe scena teatrului din Drobeta Turnu-Severin, în 2011, înainte să plec la facultate. Spre cum a fost experiența? A fost o trupă de teatru de liceu. Ne-am strâns noi mai mulți într-o zi, am stat de vorbă și am decis să punem în scenă o piesă de teatru, pur și simplu. Și pot să spun că am ajuns să jucăm la Brăila, am câștigat festivalul de la Brăila. Foarte tare! Stai că asta nu știam! Stai așa că noi... Deci tu ai câștigat festivalul de la Brăila? De la Brăila, da, la vremea aceea. Apoi am jucat la Alexandria, la un festival, ne-am luat și acolo un premiu, dar nu la fel de important, și pe scena teatrului din Drobeta Turnu-Severin. Foarte tare. Ce piesă ți-a? Leons și Lena, să numea. O piesă grea. Nu o piesă ușoară. Totuși se pare prea plus, un rol secundar, dar... Dar bine făcut. Și cum te-ai simțit atunci, apropo de emoții? Ai avut emoție? Nu? Da. Eram doar un copil, aveam 18 ani, practic, și dai seama când a jucat cu o scenă plină de oameni, a fost destul de greu. Dar mi-am obișnuit ușor, ușor. Cu toate astea, n-ai mers pe zona asta, dar pe zona de actorie, dar ai mers tot în zona asta de filozofie, care are cu mare legătură cu artele, cu partea asta de uman. Da, păi de asta spune, în clasa nouă am axat doar pe asta. Da, îi salutăm și noi pe toți cei care ne privesc în acest moment și, într-un mare, le mulțumim foarte mult că ne sunt alături. Lucia Lucii, Amanda Girtoescu, Gabriela Benchea Romanii, colegă și prietenă de la Bacău TV, realizatoarea emisiunii Invitatul Săptămânii de la Bacău TV și mulțumesc că se află alături de noi. Maria Cristina Firu, prietena noastră comună, directoarea Bibliotecii Județeane Lige Bibicescu, de aici din Drobeta Turnu-Severin, de care am realizat de asemenea o emisiune foarte, foarte frumoasă. O salut pe Patricia Gabriela, Minodora Mitrache, Răzvan Roșor. Să rămână, doamnă, felicitări pentru fiica dumneavoastră. Felicitări! Patricia Gabriela, Răzvan Roșoga, cojocarul Nicu Alexandru, Rafa Lucy, Luciana Adriana, Loredana Lore. Loredana Lore ne spune: mult succes, Maria, ești o persoană minunată, meriți tot ce e mai bun pe lumea asta.
Ofelia Popescu, colegă și prietenă de la, și de aici mi-ai zis, dar și de la Dolj, și a realizat emisiuni la Dolj TV și o jurnalistă și o avocată foarte, foarte bună și o salut pe această cale, ne spune succes. Rafa Lusi, mult succes și inimioară, ce frumos. Cojocarul Nicu Alexandru, felicitări Maria Valeria Mitrache. Și Raluca Cojocarul ne spune felicitări Maria. Foarte frumos. Și să salutăm și noi, să-l felicităm pe Cojocarul, da, Nicu Alexandru, pentru că ieri a primit votul colegilor noștri și este președintele TSD Mehedinți. Păi pe această cale eu îi dau direct cerere acum și fac invitația să ținem legătura. Uite, o să vorbesc cu Maria și poate îmi lasă numărul și vorbim după. Îl invit aici, la TSD Mehedinți, să facem felicitări, Nicu, sau Alex, nu e Jeff, Nicu. Alex. Alex, felicitări și te aștept aici în emisiune să vorbim. Și mulțumim pentru mesaj. Vasile, Patricia Gabriela ne-a dat un like așa, Vasilan Pavel Mihai. Maria este o colegă foarte loială, implicată și serioasă. Să știi că loialitatea în politică e un lucru rar. Felicitări. Este colegul meu, felicitări, de la primărie. Alexandru Gabriel Negru. Felicitări Maria Valeria Mitrache. Vasilan Pavel Mihai este și neconflictuală, un suflu nou în TSD. Bravo! Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Și Maria Cristina Firu, prietena noastră comună, Maria este o persoană care dorește să se perfecționeze permanent, personal și profesional. Este un tipar de persoană ideală pentru tine de azi. Munca, studiu, perfecționarea și implicarea comunitară. Mult succes, Maria, în tot ce faci! Pe lângă faptul că este directoarea, Maria Cristina Firu, este directoarea Bibliotecii Gabi Bicescu, este și o foarte bună psihologă, alături de care vreau să fac o emisiune foarte, foarte vreau să i-am spus lucrul ăsta. Și faptul că o psihologă te descrie în acest fel, spune mult de felicitări, Maria. Eu, după conferință, m-am întâlnit cu ea și am spus câte emoții am avut. Așa. Și să știi că m-a încurajat foarte mult și îi mulțumesc. Îi mulțumesc pentru distribuire și că mi este de fiecare dată alături Sabina Croitoru, doamna Sabina Croitoru. Și spune așa, noua președinte a TSD, Drobeta Turu-Severin, Maria Valeria Mitrache, are în plan menținerea unei echipe unite, dar și atragerea de tineri în organizație. Maria Valeria Mitrache, noul președinte TSD, Drobeta Turu-Severin, vine cu idei și concepte noi. Își dorește să facă o echipă unită, puternică, să ofere cât mai multe zâmbete și să ajungă cât mai aproape de inimile oamenilor. Promite acțiuni frumoase, mai ales acum în preajma sărbătorilor de iarnă, pe care le va continua pe tot parcursul anului. Noul mandat al președintelui organizației municipale a TSD, Drobeta Turu-Severin, Maria Valeria Mitrache, este un om performant care știe ce face, știe ce are de făcut, iar meritele nu îi le poate șterge nimeni. PSD este un partid de echipă care poate face performanțe în interesul cetățeanului. Vă urez mult succes, succesul dumneavoastră, succesul dumneavoastră este succesul tinerilor din Drobeta Turu-Severin. Mulțumesc frumos. Foarte frumos și eu mulțumesc Sabinei Curitorul pentru acest mesaj, pentru că mi este alături cu toate aceste live-uri. Vasilan Denis, mult succes. Liviu Bălu zice, hello, hello, băi, Liviu, mulțumim pentru acest mesaj frumos. Chițu Alexandra Mircea, felicitări, mult succes în continuare. Ai foarte mulți colegi și prieteni care, uite, te susțin. Le mulțumesc. Ralu Mihai, felicitări, Maria, suntem alături de tine. Cosmina Emilia Rotaru, felicitări și îți doresc mult succes. Vasile Busuie, un om dedicat, un om potrivit pentru administrația publică. Foarte tare, foarte frumoase mesaje și mulțumim foarte mult că ne sunt alături, iată, colegii tăi. Dragoș Moț, felicitări, mult succes. Salutări, Dragoș. Vasile Busuie ne spune, un om dedicat, un om potrivit pentru administrația publică. Iată, sunt mesaje foarte frumoase pe care le-ai primit de la colegii tăi, pe semne că faci lucruri bune. Așa cred. Sau ce puțin asta încerc să fac. De-aia zic, cum te-ai simțit e? Eu pun foarte mult accent pe om. Dar dincolo de funcții, dincolo am mai spus-o, pe mine mă interesează funcție și lucrurile astea, mă interesează oamenii pe care am interviu și oamenii pe care fac interviul cu mine și sunt în acest live-ul, sunt oameni de calitate și le mulțumesc foarte mult. Am spus-o, emisiunea asta nu e a mea, e emisiunea noastră, a voastră, dragilor care o urmăriți și a invitațiilor minunați pe care am, cum este astăzi Maria Valeria Mitrache, președinta Tineretului Social Democrat, Drobeta Turu-Severin. Cum te-ai simțit ieri? Ieri ai fost aleasă, trebuie să spunem, și vicepreședinte, la prim vicepreședinte, pardon, la TSD Mehedinți. La TSD Mehedinți. Să începem cu ziua de duminică. Să începem cu duminică. Atunci am fost aleasă președinte TSD Drobeta Turu-Severin, de către colegii mei. Deci într-o săptămână ai avut două alegeri. Ai avut două alegeri. Da? Așa. Duminică a fost. Cum a fost duminică? Mare emoții pentru mine, pentru că a fost prima dată când am organizat eu o conferință de acest fel.
și a trebuit să vorbesc pentru prima dată în fața colegilor mei și s-au simțit emoții. Atunci chiar s-au simțit. Dar ieri, pentru că a organizat-o colegul meu. Eram tot aici în sala asta? În sala asta, da. Ce te-ai emoționat? Colegii mei. Bravo! Așa, zi-mi cum a fost. Ieri a fost mult mai bine. Ieri, hai să mergem la duminică puțin, dar cum ne așteptai acel moment, ca să zic așa? A fost un moment pe care, cum să spun, îl așteptam datorită muncii pe care am depus-o în acest partid și, nu știu, mă simțeam norocoasă, pe de-o parte, că am fost eu aleasă, dar pe de altă parte mi-am dat seama că fără muncă nu poți să realizezi la multe în viață. Deci și nevoie de muncă, prin muncă și perseverență câștigi și încredere. Exact. Vorbeam mai devreme la încrederea pe care ți-a dat-o domnul primar Marius Creciu, președintele Partidului Social Democrat, Drobeta, nu, organizația Drobeta, domnul Severin. Eu cred că lucrul ăsta l-ai câștigat respectul acestui om valoros, cum este domnul primar Marius Creciu, pe care și-l cunosc personal și am făcut emisiuni și într-adevăr este un om de valoare. L-ai câștigat prin munca ta. Pentru că tu ai fost în zona de administrație, ai fost în zona politică și ai muncit nu neapărat pentru a ajunge președinta TSD-ului, dar ai făcut-o cu suflet. Am cred că lucrul ăsta contează. Sufletul totul, adică și munca lângă dumneavoastră este făcută din suflet. Și m-am implicat în orice am putut. Eu am venit aici practic și am luat-o de la zero. Nu știam absolut nimic despre administrația publică, nu știam absolut nimic despre partidul politic. Pur și simplu am venit și am început de la zero alături de dumneavoastră. Și tot ce știu, știu de la dumneavoastră. Trebuie să le spun celor care ne privesc că tu ești absolventă de administrație publică, da. Dacă Universității în Craiova. Cu câteva luni în urmă am terminat și facultatea de administrație publică, facultatea de drept de la Universitatea Craiova. Asta e foarte, este un lucru iarăși foarte, foarte important. Și apropo de lucrul ăsta, revenim și la prima specializare de filozofie, e importantă și partea asta de să ai o gândire critică, că filozofia asta te învață. Eu cred că e nevoie în zona asta de administrație și cred că te-a ajutat foarte mult pregătirea ta în zona filozofică și în partea asta de administrație și nu mai zic în partea politică. Da, chiar nu știu. Comunicarea e foarte importantă. Este cheia succesului. E cheia succesului. Fără comunicare nu place nimic. Da, e important, apropo de lucrul ăsta, munca, perseverența, e important să ajungi acolo unde ți dorești și revenim puțin și la zona de București. Ai o experiență și acolo de 6 ani în care ai... În care am cunoscut oameni, am cunoscut un oraș destul de mare. Frumos. Pentru mine a fost frumos și oricum București va rămâne în sufletul meu mereu. Chiar dacă Drobeta Severin este orașul meu natal, și Bucureștiul va rămâne mereu în sufletul meu. Mi-ai povestit foarte frumos de o clădire de acolo. În ce mai spus, scădirea Parlamentului. Da, și vreau să mergem acolo, pentru că acolo se întâmplă foarte multe lucruri importante pentru țara asta. Acolo se întâmplă lucruri, se fac legi, da? Da. După care se fac reglementări. Ce te-a impresionat foarte mult? Măreția. Atât pe exterior cât și pe interior. Dai seama cum am simțit eu atât de mică într-o clădire atât de mare. Este o clădire impunătoare. Și mă bucur că am avut ocazia să o văd până la urmă și pe interior. Asta este cel mai important, că poate unele persoane nu ajung într-o viață să vadă. În zona asta politică, ca să zic așa, ce te-a impresionat foarte mult sau ce ți-a plăcut, ce te-a atras foarte mult la sfera asta politică? Nu știu, poate te-a impresionat un discurs anume sau un anumit om politic. Acum, știți că mai în glumă, mai serios, o spun întotdeauna adevărul. Poți să spui și de... nu contează partidul. Să spui de orice partid. Păi, sau din afară? Ce să spun? Nu pot să spun decât că domnul Marius Creciu m-a impresionat și am spus că îmi doresc și eu într-o zi... Dar e un bun comunicator, așa? Exact. Îmi doresc și eu într-o zi să fiu ca dumnealui. Acum, nu știu dacă voi reuși să ajung la nivelul dumnealui, dar încerc. Și oricum este nevoie de multă răbdare. De câtă, și de răbdare, dar de câtă muncă e nevoie ca să ajungi acolo unde ai obtins? De foarte mult. De vedere. Și... să-ți îndeplinești visele țelurile. De foarte multă muncă și, repet, de multă răbdare. Pentru că acum toți tinerii ar vrea să se întâmple totul pe moment. Exact. Ca pe TikTok. Și nu se prea poate. Nu se întâmplă totul peste noapte. Trebuie să muncim, să avem răbdare, dar să avem și visuri și țeluri, pentru că se îndeplinesc. Ce le spune tinerilor care ne privesc acum și poate au vise și poate la un moment dat zic, bă, s-au săturat să lupte atât pentru visuri, ce le-ai spune? Să nu renunțe. Le-am mai spus.
Să nu renunțe, da. Să nu renunțe, asta e cel mai important. Dacă au un vis, să nu renunțe la el, pentru că mai devreme sau mai târziu se va îndeplini. Visele se îndeplinesc mai devreme sau mai târziu. George Gardam, sănătate multă, Doamne ajută, mulțumim la fel. Chitu Alexandru Mircea, forța PSD Mehedinți, vă susțin, Maria Valeria Mitrache. Mulțumesc frumos! Stroie Gabriel, succes, Maria! Foarte, foarte frumos și mesaje foarte frumoase din partea tuturor. Sau și pe Robert Ionuț Păiuș, primarul Comunei Stejar din județul Gorj, și un foarte bun prieten și mulțumim că ne este alături. Tanța Popescu, Mihai Mărgulescu, Veronica Gabriela, Ana Maria Stanciu și pe toți cei care în acest moment se află alături de noi cu mare, mare drag. Aș vrea să te întreb, pentru că ai vorbit de familie și ai vorbit foarte frumos, te vede că ești foarte apropiată de ai tăi, de familia ta. Cum au văzut ei această implicare a ta și nu știu, ce au zis ei de faptul că, uite, tu ai decis să te implici mai mult și la nivel acum de conducere, pentru că tu fiind președinte al Consiliului Social Democrat, deci nu mai implicat acum, și acum se spune, cum ar spune, ai și funcție, ai funcție, ești nu mai implicat în ceea ce se numește politică. Cum au văzut părinții pe lucrul ăsta? În primul rând m-au susținut necondiționat. Nu s-au opus niciodată atunci când eu am vrut să fac ceva. Am vrut să plec la facultate la București, după terminarea studiilor, n-au avut nimic împotrivă, m-au susținut. Ați votat? În familie ați... S-a supus la vot sau ce vrea fata aia face? Nu, am votat din contră, exact facultatea pe care mi-am ales-o. A avut un consens. Au fost de acord cu mine. S-a votat pentru, da, unanimitate. Exact. Suntem doar 3 membri familie, deci nu prea sunt multe persoane care se participe la vot. N-am frați, n-am surori. Dar și eu sunt singur la Și m-am susținut când eu am ales facultatea, mi-am fost alături în cei 6 ani la București, după care cred că au fost foarte fericiți de alegerea mea de amănuntoare. Da, cred că mi-a fost și mie, mi-a fost dor de ei, sincer. Și au fost încântați când am decis să mă întorc în turnul Severin, deși am renunțat la tot acolo. Adică lucram acolo, aveam un serviciu și deodată am renunțat să mă întorc lângă ei. Și nu o să regret niciodată alegerea. Foarte frumos. Tanța Popescu, care a ieșit mulțumim că a distribuit acest live pe Facebook, spune succes, Maria. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste mesaje. Apropo de proiecte, de PSD Mehedinți, trebuie să-mi spui, aveți o pagină de Facebook, de Instagram, da. De PSD Drobetatul Severin, care colaborează cu foarte bine cu PSD Mehedinți, că am văzut și salutăm pe Alex. Exact. De la TSD Medin și am făcut invitația pe această cale să ținem legătura. Și așa vorbiserăm și că nu am apucat să terminăm conferința de ieri. Alex m-a propus ca prim vicepreședinte al organizației lui TSD Medin. Mm-hmm. Și a fost votat? A fost votat și îi mulțumesc frumos că m-a ales să fiu alături de el în organizație. Felicitări, Maria, felicitări, Alex, felicitări tuturor colegilor. Și acum vreau să te întreb, apropo de lucrul ăsta, de proiectele pe care le aveți în cadrul organizației TSD Drobetatul Severin și, sigur, TSD Mehedinți. Am început cu o acțiune de Moș Nicolae, pentru că exact atunci am început să ne formăm ca echipă și am ales să mergem la niște copii care practică la noi în oraș box și lupte. Și am vrut să, la sala polivalentă. Și am vrut să ne facem o bucurie de Moș Nicolae, iar acum vom continua cu acțiunile de sărbători. Și pentru că se încheie anul, cam atât mai avem timp să facem în acest an, iar de la anul eu nu vreau să mergem pe principiul de a face bucurii oamenilor doar că sunt sărbătorile, fie ele de Paște, fie ele de în martie, mărțișor, 8 martie sau de Crăciun. Nu, eu vreau pe tot parcursul anului să facem acțiuni frumoase. Foarte frumos. Sau cum zicem noi, jurnaliști, sau doar în campanie electorală. Nu. Tot timpul. Exact. Adică oamenii trebuie să simtă că întotdeauna... Suntem alături de ei tot timpul, nu doar cu ocazia mea. Întotdeauna ai fost apropiată, ca să zic așa, componenta asta umană, pe care o simt la tine, Maria. Ai avut această plecare față de zona asta umană, de oameni, de a vorbi cu oamenii. Da. Te văd așa o persoană comunicativă, implicată și e clar că eu te văd așa, dar și colegii tăi te-au văzut că nu te-ar fi votat altfel. Apropo, e o vorbă și noi jurnaliștii știm asta și politicienii
și mai cu experiență așa, e vorba asta că politica e pe voturi. Deci dacă nu te votează, te duci acasă cu oamenii. Da. S-a simțit lucrul ăsta, ai simțit sprijinul colegilor? Pentru că probabil au simțit și ei că tot ce fac cu sufletul. Nu, eu nu pot să mă prefac. Pur și simplu, tot ce fac, fac pentru că așa simt. Ce să zic, mai în glumă, mai în serios, eu spun tot de adevăr. E bine asta în politică? Nu știu cât de bine este. O fi bine, Maria? Așa sunt eu ca om. Eu zic că e bine și știi de ce? Pentru că oameni ca tine, care nu știu să se prefacă, e nevoie de acești oameni în politică, pentru că ei n-au un control decât a spune adevărul și e nevoie peste tot, și în presă, și în viața personală, și în politică mai ales, ca oamenii să vină să spună adevărul. Tot timpul este foarte important ca un om politic, un om care aderă spre un partid, nu contează ce partid, să aibă în cuget, în minte și în suflet, adevărul, să aibă dorința asta de a face bine, Maria, exact cum ai tu. Ești așa, trebuie să-ți spun lucrul ăsta, ești o persoană foarte, foarte inocentă în politică și nouă oarecum, deși ai participat la multe campanii, ești nouă pe funcția asta, ca exact, să zic așa. Exact, la început de drum și, cum ai spus tu, vede pe parcurs dacă este bine sau nu să fiu așa. Eu zic că te vei descurca foarte bine. Eu cel puțin așa zic, nu știu acum, vom vedea și o să îmi doresc. Va fi evoluția. Bănuiesc că îți doresc să nu te schimbi. Da, chiar îmi doresc să nu te schimbi. Să rămân aceeași. Ai, nu știu, ai anumite proiecte de suflet la care țin foarte mult? Nu am momentan, pentru că nu am avut ocazia să le fac, dar cred că organizația TSD Robert Acum se vine, va da această șansă. Și când ne vom întâlni peste un an, zic eu, sper că ne vom întâlni și vom vorbi despre multe proiecte. Asta am propun pentru 2023. Foarte tare. Și ca un om politic foarte, foarte bun, și sincer cum te simt, ai lăsat, ne-ai lăsat așa, știu că ai niște proiecte, dar n-ai vrut să le spui acum, le-ai lăsat să fie și o surpriză. Exact, totuși. Să fie și o să surpriză. Să nu spunem tot astăzi. Corect. Deci asta, să știi că un om politic, oamenii politici experimentați fac asta. Ca să te fac să te mai întorci pentru o emisiune. Să nu. Cu mare, mare drag. Mai ales că aici revin cu foarte mult drag la Drobeta, unde se venim de fiecare dată. E un oraș în care eu am copilărit și am spus-o. E unul din cele mai frumoase orașe din România. Și Craiova și Drobeta Tulsevenu ocupă în inima mea același loc. Și Craiova e un oraș frumos. Ne bucurăm să auzim asta. Nu? Da, este. Știu că ai vizitat și recent și Craiova. Și o să autăm de prietena noastră comună, Oana Bică, de acolo. Putem să spunem că nu e aici, în casa cu tei. Și Oana e o fată extraordinară. Este prietena mea și acum două zile a fost în vizită la ea. Da, foarte frumos. Să vedem ce mesaje mai avem aici. Că avem destule mesaje frumoase pentru Maria. Vasilean Pavel Mihai, Maria este foarte ok cu oamenii și colegii. Nu-i trădează. Să știi că lucrurile astea ce citesc aici, cu trădarea, cu realitatea, sunt lucruri rare în politică, Maria. Și în viață sunt. Și să mai vorbim. Și în presă, și în viață. Adică, e important lucrul ăsta. Eu mă bucur că tu ești așa și colegii confirmă. Și eu mă bucur că am colegi care să mă susțină. Pentru că e important în viață să fii loial și să nu trădești, să mergi cu echipa. Echipa, apropo, tu ai vorbit foarte frumos și de echipă. Un alt lucru care am sesizat foarte mult și îmi place la tine, faptul că ai vorbit foarte mult despre echipă. Da. Ai spus, echipa m-a susținut, domnul primar, echipa PSD. E foarte important lucrul ăsta. Adică, deși astăzi e despre Maria, ea a vorbit despre echipă totuși. Eu consider că nu trebuie să uităm niciodată de unde plecăm. Și alături de cine plecăm la drum și alături de cei care ne ajută. Eu nu aș putea avea această funcție în organizație dacă nu aș avea echipă. Pentru că, în primul rând, echipa mă va ajuta. Care crezi că sunt cele mai, sau care trebuie să fie cele mai importante calități a unui tânăr, om politic, sau atenție, a unui tânăr care vrea să vină spre zona politică? Hai, unui politician, nu contează, tânăr, sau care, ce ar trebui să aibă sau ea? Tocmai mi-a spus cineva aseară, discutam, și mi-a spus că, în primul rând, noi, ca lideri de echipă, trebuie să ne iubim pe noi. Pentru că atunci când noi ne iubim pe noi înșine, și echipa ne va iubi. Și că îmi dau seama și ce ți-a spus asta și ți-a spus foarte bine. Salut! Și mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Da.
Da, și m-a pus pe gânduri și atunci mi-am dat seama că dacă eu mă iubesc pe mine și... Iubești pe cei din jur automat. Exact. Și atunci și ei vor fi alături de mine. Deci asta cred că este și mai important. Și de asemenea ajungem iar la momentul în care trebuie să fie tineri implicați. Și să muncească. Celor care sunt supărați pe voi, pe tine, păi sincer, știi cum e, acum na, spune și să mai îmbrăm, mai să spun întotdeauna adevărul. În general, foarte mulți tineri îi înjură pe toți din politică. Asta. Ce le spune lor? Care zic, hai bă, lasă-vă, lăsați-ne cu politica voastră, că sunt oameni care, și pe Facebook și așa, da. Cred că te-ai confruntat și tu cu lucrurile. Bineînțeles. Ce le spune lor? Ce le spune? Da, și trebuie să acceptăm pe toți așa cum sunt ei, sau el, normal. Cum? Ce le spune? Că până nu încearcă, nu oriunde să știe cum este, de fapt. Nu pot să-ți spun că îmi place sau nu un lucru dacă nu l-am încercat. Nu pot să spun că îmi place sau nu un oraș dacă nu l-am vizitat niciodată. Uh-huh. Ei vorbesc fără să știe cum este cu adevărat politica sau fără să cunoască o organizație politică, fără să cunoască oameni care fac parte din ea. Până la urmă și noi suntem tot oameni. Chiar dacă știu... Nu... Și unii din politică trebuie să spun că sunt chiar oameni, ok. Eu cunosc în politică oameni, ok, sigur că există latura, că și eu îi critic pe politicieni și îi critic destul de dur, știți foarte mult. Și îi critic că merită, că asta e, nu contează, dar toate partidele. Dar în toate partidele sunt și oameni, ok, și sunt și oameni care, mă rog, ar trebui să, nu să, măcar să încă acasă, nu mai stea în politică, dar, mă rog, să insistă. Dar așa e și în viață. Până, da, așa e, până la urmă, că sunt oameni cu care rezonăm și oameni cu care nu reușim să ne înțelegem oricât ne-am dorit. Deci asta le-i spune... Asta le-i spune, că până nu să vină să se apropie de noi, să vadă cum suntem cu adevărat, nu au venit să știe. Planul tău știu că e unul de a mări organizația de tineretă municipală, mai ales că trebuie să vă spun lucrul ăsta. Organizația județeană a tineretului n-a fost până acum foarte bine, ca să zic așa, structurată. Da. Iar organizația de tineret a municipiului a fost puțin absentă în ultimul timp. Deși cei de la județ fac o treabă foarte bună. Da. Chiar fac și acum... Și atunci de la misiune, pe cât de grea, dificilă, pe atât de frumoasă. Da. În primul rând, să mergem mai departe cu echipa de la municipiu, acum că ne-am format o bază, sperăm să fim din ce în ce mai mulți. Și, de asemenea, așa cum îi susținem noi pe cei de la județ, să ne susțină și pe noi în continuare. Da. Și să am cât mai bună colaborare cu Alexandru Bojocaru. Asta îmi doresc, până acum am. Oricum, este un lucru foarte interesant. Eu și Alexandru sunt născuți în aceea zi. De asta râdeam ieri. În ce zi, dacă tu faceți eu? Pe 24 martie suntem. Da. Amândoi președinți. Eu sunt pe 24 iulie, deci tot în 24, tot am găsit de 24. Așa? De asta râdeam ieri că noi doi președinți născuți în aceea zi. Crezi în destin? Apropo de lucrul ăsta, că tot ai zis în zona asta. Cred. Deja. Cred și în destin. Zodii, și cum se mai visea? Zodia... Adolescenței. Adolescenței, măi, deci aceea zi, martie, zodia pe... Bebe. Așa. Cred și în destin, cred și în oră. Pentru că... Dar și în bunătate. Și ce faci în viață, se întoarce. Da. Cred foarte mult și în karma. Da. Cred, chiar cred. Da. E important lucrul ăsta. Și apropo de, apropo de acest aspect, aș vrea să te întreb, poate sunt oameni care se uită la mine și care vor să vină teste de medicină, sunt din, la teste de drogă, trebuie să vin și sunt din Severin, și nu știu, se gândesc, nu știu, bă, să vin, să nu vin. De ce ar ce le-ai spune tu ca să-i convingi pe ei să vină la teste de drobeta tu în Severin? Prima dată să ne urmărească să vadă ce fel de acțiuni face. Și văzând ce fel de acțiuni facem, dacă le place ceea ce facem, noi așteptăm cu mare drag să ni se alăture. Mi-a plăcut foarte mult asta. N-ai venit, mi-a plăcut și spun din tot sufletul, n-ai venit cu veniți la noi că suntem cei mai buni, că nu știu ce. Ai zis așa, se uite ce facem și dacă vor să vină, noi așteptăm cu drag. Bravo. Asta mi se pare un lucru, iar apropo de găsirea o persoană, asta face un om onest. Nu spune, domne, veniți la noi că noi suntem cei mai buni, noi, nu, uitați-vă ce facem. Dacă rezonați cu noi, așteptăm foarte tare. Și să spună ei după dacă suntem cei mai buni sau nu. Vă pot găsi unde? Pe Facebook, PSD, Drobeta Turnu Severin, pe Instagram, PSD, Drobeta Turnu Severin.
și pot să lase comentarii acolo, pot să vă scrie, sim. Poate sunt oameni care nu au interacțiune și nu știu unde pot este. Pot da like la pagină, pot să ne scrie mesaje, pot să ne lase comentarii. Dacă, de exemplu, cineva ne privește acum și ar vrea să se înscrie, dar nu știe și vede acolo, poate să dea un mesaj, vreau să mă înscriu și exact. Unde pot să ajung, pe pagina ce trebuie să fac adeziune. La Severin, poate să ne lase mesaj și noi răspundem, suntem o echipă care administrăm pagina și răspundem. Cât de importantă e comunicarea asta online? Este foarte important. Știu că te comunici foarte bine și te scurci foarte bine la lucrul ăsta și în cadrul primăriei mi-ai lăsat încă de la început o impresie foarte plăcută când am făcut primul interviu cu domnul primar Marius Creciu. Mi-a plăcut foarte mult modul în care tu ai colaborat cu noi să facem acel interviu. Mi-a plăcut lucrul ăsta, trebuie să spun încă de la început. Și te felicit pentru asta. Mulțumesc. E importantă comunicarea important. Publică? Da, pentru că suntem în era în care totul se întâmplă online. Acum mesajele despre ceea ce se întâmplă în oraș, dau un exemplu, le primim pe Facebook. Dacă facem o postare, prinde foarte bine la publicul ăsta și ni se lasă comentariu. Știți că și în locul X ar fi nevoie de ceva. Am observat lucrul ăsta și poate mă întreb către primăria Drobeta Turnu Severin, care comunică foarte, foarte bine cu cetățenii. Este important lucrul ăsta. Este important. Comunicăm cu cetățenii pe Facebook, pe mail, sau mai sunt și cetățeni care vin să depună, de exemplu, o cerere fizic. Dar sunt oameni, nu departe, a fost o situație pe Dunăre, mă rog, da. Apropo, păstrați apele curate, e foarte important lucrul ăsta, protejează mediul înconjurător, țin foarte mult la lucrul ăsta. S-a comunicat foarte bine, a fost o știre că s-a oprit apa și am văzut că imediat s-ați comunicat foarte bun. Exact. Domnul primar a fost la Mâncea România TV, în direct, deci... A intrat în seara aia în direct, pentru că a trebuit să pentru numărească... Pentru că oamenii trebuie să fie liniștiți. Exact. Asta e cel mai important. Oamenii s-au speriat atunci. Și eu am prieteni din Severin care m-au contactat și mi-au spus și au zis, băi, ce facem? Nu o să mai avem apă. Și eu zic, stați domne, că nu e așa. Uitați-vă la ce comunică domnul primar, uitați-vă ce comunică primarul, că nu e așa. Exact. S-au panicat puțin la început, s-au după panicat, care da. Domnul primar a lăsat un mesaj pe Facebook, apoi a intrat în direct. A fost foarte prompt, asta mi-a plăcut. Da. Foarte prompt ați fost. Cam așa suntem de obicei. Și dacă cineva îi lasă domnului primar un mesaj pe Facebook, pagina de știu, Facebook, da, da. Imediat le răspundem, îi ajutăm cu tot ce trebuie. E important lucrul ăsta. Este foarte, foarte important. Și important este echipa tot timpul. Și TSD Drobeta Turnu Severin comunică. Este la fel, da. Este la fel pagina de Facebook Drobeta Turnu Severin. O salutăm pe prietena și colega Nicoleta Gâdea de la terasat de aici, de la Drobeta Turnu Severin. Și o salutăm și o felicităm și pe ea pentru ce face emisiunile frumoase pe care le realizează Nico. Vasile Busuiesc spune așa, sunt convins că este o primă etapă cu responsabilități politice, un exemplu pentru tine, în evoluția unui om care are multe de spus și de făcut pentru comunitatea noastră. Eu mulțumesc frumos! Mărduță Ungureanu, o inimă mare, 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 cum ziceau este cineva, la mare, mare cât inima mea. Așa. Vasile Busuiesc, succes Maria, succes Maria și succes tuturor, sunteți niște oameni deosebiți și vă mulțumim că ați fost alături noi pe acest live. Acum în încheiere eu am... Sunt câteva lucruri la care țin foarte mult în încheiere și am introdus așa în arta interviului, pentru că n-am văzut la niciun podcast, la nicio emisiune de televiziune, niciun de pe YouTube, pe Facebook, la televiziune, întrebarea într-un interviu, întrebarea intervievatului pentru intervievatul. Adică ce ai vrea tu, Maria Valeria Mitrache, să mă întrebi pe mine de față cu toți și ne privesc, mai ales că și tu ai fost realizatoră unei emisiuni, adică o să spun că, uite, hai să facem un exercițiu de imaginație, acum scrie la emisiunea ta, invitat. Ce vreau să mă întreb de față cu toți cei care ne privesc? Te-ai gândit să mă pui și mine așa puțin în dificultate. Și acum, cu ce te vizi faci? Dacă urmează întrebarea roșie. De roșie, dar de la PSD. Exact, este foarte important că este roșie. De la TSD, da, așa. Te-ai gândit că dacă sunt la prima emisiune live, după ce m-am plâns că sunt la prima emisiune, că am emoții, să mă pui într-o situație. La prima emisiune ca invitat. Ca invitat, exact. Și live. Și live. Și live. Eu cu atât mai mult vreau să spun că te apreciez mult și îți mulțumesc pentru că este primul tău interviu în calitate de președinte a organizației Tineret a Partidului Social Democrat Drobeta Turnu Severin, TSD Drobeta Turnu Severin și îți mulțumesc pentru deschiderea asta și faptul că ai... De asta zic că tu comunici foarte bine. Ai acceptat imediat, de la o săptămână, nici o săptămână n-a trecut. Și îmi doresc ca peste foarte mult timp să, când tu o să crești în politică, o să aduci aminte că primul interviu l-ai făcut cu Cătălin Ionuțene de la Craiova, care, cum îmi place să spun, un jurnalist craiovean cu
suflet de Severinean până la urmă. Cu siguranță îmi voiam ieși și ne vom întâlni să mai facem o emisiune și atunci. Cu mare, mare drag. Te rog, ce ai vrea tu să mă întrebi acum de față cu toți cei care ne urmăresc? Nu vreau să-ți pun o întrebare grea, nu vreau să te pun eu acum în dificultate. Dacă ai fi un tânăr din Drobeta Turnul Severin. Așa. Păi sunt. Viața mea este între cele două orașe. De ce două? Dar dacă ai fi stabilit în Drobeta Turnul Severin, te-ai implica într-o organizație politică de tineret? Și de ce? Eu cred foarte mult și implicarea civică. Și o fac asta la Craiova. Cei care mai știu lucrul ăsta. Eu îndemn pe toți oameni, apropo de lucrul ăsta, să se implice în tineri, în special către tineri, domnul, să se implice în zona de politică, în zona de societate civilă, pentru că e foarte important de o infuzie de tineri, de oameni cu o mentalitate nouă, cu o gândire nouă. Și o susțin, apropo, de a-ți răspunde, de asta mă și află aici, am foarte mare încredere în tine și îți doresc mult succes, mă implic deja, susținând oamenii în care eu cred și pe care îi prezint aici. Tu ești unul din inima mea. Și cred că asta este o implicare pe care toți puteți să o faceți, indiferent că sunteți membri sau nu trebuie neapărat să fiți membri al unui partid ca să faceți lucruri, sau nu neapărat, am eu vorba așa, nu trebuie să ai neapărat o funcție ca să faci lucruri într-un oraș, într-o societate. Trebuie să ai un spirit civic și un simț civic foarte bine dezvoltat și cred că viitorul este al acestor oameni, indiferent de culorile politice sau indiferent cum ales să se implice. Susțineți-i pe oamenii în care credeți și implicați-vă și voi. Atunci când nu merge ceva, mergeți, criticați și mai mult decât atât veniți cu soluții. Eu sunt adeptul criticii, dar să vii cu soluții. Și fac asta și la Craiova, și la Drobeta Turnul Severin și cred că e important lucrul ăsta. Alte lucruri la care țin foarte mult, două în încheiere. Unu, să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alturile prietenii noștri aici pe Facebook. Și doi, care ar fi mesajul tău? Maria Valeria Mitrache, președinta organizației Tineret, Tineretul Social Democrat, Drobeta Turnul Severin, pentru toți cei care ne urmăresc. Te rog. Deși am avut foarte multe emoții, tu știi că am tot vorbit în timpul acesta de când am hotărât să facem o emisiune împreună. Nu s-a văzut lucrul ăsta, da? Chiar m-am simțit bine. M-am simțit, adică am vorbit liber, am spus ce am avut de spus, am spus ce am simțit, deci am scăpat de emoții într-un fel și oricum suntem într-o sală cu care sunt obișnuită și asta deja m-a liniștit. Deja ai trecut prin două alegeri în sala asta, așa adică, că... Și un interviu, primul interviu. Da, primul interviu. Să ținem minte că a fost în sala aceasta. Iar mesajul meu este să continuăm împreună ca echipă, să rămânem la fel de uniți și să facem cât mai multe lucruri care să ajungă la inimii de oameni. Foarte frumos, doamna. Îți mulțumesc mult, Maria, și îți doresc mult succes în continuare. Felicitări pentru toată implicarea ta, pentru tot ce faci și mai ales pentru munca aia pe care eu o știu de atâția ani, care o știu, o cunosc, și care te-a dus aici. Și îți doresc sărbători fericite și toate gândurile bune și multă, multă baftă, pentru că e important ca oameni ca tine să aibă susținere, sprijin, dar și foarte multă baftă sau noroc în ceea ce înseamnă politică. Toate cele bune. Toate cele bune și vouă, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, alături de noi aici, live pe Facebook, la sediul Partidului Social Democrat, organizația Drobeta Turnul Severin și organizația Mehedinți, Partidului Social Democrat, PSD Mehedinți și PSD Drobeta Turnul Severin, unde am avut interviu cu președinta organizației Tineretul Social Democrat Drobeta Turnul Severin, Maria Valeria Mitrache, și toate gândurile mele bune și către voi, dragi severineni și oameni dragi sufletului meu și tuturor venilor și oamenilor care ne urmăresc din toate zonele, că știu că sunteți unii care ne urmăresc și din altă țară, ne urmăresc și din alte țări și vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături și că veniți cu mine peste tot din sufragerie de la Craiova, veniți cu mine peste tot pe unde mergem și o să vă iau mereu alături de mine. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul.